Robert, un băiat în vârstă de 8 ani din municipiul Hunedoara, este fascinat după meseria de polițist și dorește ca atunci când va fi mare să se facă polițist mascat. El și-a dorit foarte mult ca de ziua lui să îi poată întâlni pe polițiștii Serviciului de Acțiuni Speciale Hunedoara sau mascații pe care i-a văzut doar la televizor în cadrul unor intervenții în care îi imobilizau pe cei certați cu legea. Cunoscând pasiunea lui Robert pentru uniforma și mașinile de intervenție ale polițiștilor, mama acestuia s-a gândit să-i ofere o surpriză chiar în ziua în care micuțul a împlinit 8 ani. Suntem fericiți de această surpriză și am dorit această sărbătoare să sărbătorim în cadrul poliției rutiere și a poliției mascaților, deoarece Robert își dorește foarte mult să devină polițist mascat. Este adevărat, Robert? Ți-a plăcut surpriza polițiștilor? Da. Și dorești într-adevăr să devii polițist? Crezi că e o meserie frumoasă? Sau? Da. De ce vrei să te faci polițist? Ce fac polițiștii? Să scape țara de infractori. Mama lui Robert s-a gândit să îi îndeplinească dorința și a contactat prin intermediul unui e-mail Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, iar polițiștii au răspuns cu drag invitației părinților. Punctul culminant a fost când mascații i-au oferit un tort lui Robert și i-au urat la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Robert să trăiască, Robi să trăiască, la mulți ani. Polițiștii Biroului Siguranță Școlară, polițiștii Biroului Rutier Hunedoara și cei ai Structurii de Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ Hunedoara s-au prezentat la unitatea școlară unde învață băiatul de 8 ani și au susținut o activitate preventivă în cadrul căreia Robert și colegii lui din clasa a doua au învățat principalele reguli de circulație rutieră, au învățat cum să se ferească de oamenii răi și să aibă încredere în polițiști atunci când ei sau cei apropiați sunt victime ale unor infracțiuni și au cunoscut pe mascați. Sunt colegii noștri de la Acțiuni Speciale, de la mascați. Da? Și am înțeles că ți-ai fi dorit ca azi de ziua ta mascații să vină să-ți aducă un tort. Așa că uite, ți-am îndeplinit dorința și poți să te uiți la ei, să le spui, le spui o întrebare sau cum ți se pare? Sunt așa cum știai și tu? Da? Cei mici au fost invitați în curtea școlii, acolo unde au avut ocazia să exploreze auto speciala de poliție rutieră și să vadă cum funcționează faimosul aparat radar. La finalul activității, toți copiii au primit de la polițiști dulciuri insigne polițist junior și ultimul număr al revistei Poliția Română. Am dat curs cu mare bucurie acestei solicitări a familiei lui Robert. Este un copil deosebit și a dorit foarte mult să devină polițist și noi dorim ca acest vis al său să se și împlinească. Prezența noastră aici sperăm să-i ofere susținere în acest sens, să fie un moment frumos de care să-și amintească multă vreme de acum înainte și, bineînțeles, atât Robert cât și colegii lui sperăm ca din această întâlnire cu polițiștii să fie învățat că întotdeauna legea și dreptatea trebuie să primeze și să ne sprijine și pe viitor în activitățile pe care noi le desfășurăm. Au fost momente de bucurie pentru Robert și pentru colegii lui, care le-au mulțumit polițiștilor hunedoreni pentru surpriza oferită, de care cu siguranță își vor aminti cu plăcere multă vreme.